Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și despre participarea la această conferință. Vera Marine, numele meu, sunt lector universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, iar aici la conferință am venit din partea Asociației pentru Tranziție Urbană, este un ONG înființat în 2001, pe două principii. Un principiu ar fi cel al dialogului și transparenței decizionale și celălalt principiu este cel al abordării integrate interdisciplinare, în sensul în care în oraș au ceva de spus și arhitecții și urbaniștii, bineînțeles, dar și juriștii și sociologii și antropologii. În urma discuțiilor din cadrul conferinței, cum vedeți o adaptare a orașelor la adevăratele nevoi ale societății? În primul rând, eu cred că orașele din România nu cunosc nevoile societății. Pentru a face niște planuri bune, este nevoie de date, e nevoie de informații, e nevoie de niște analize bune. Ca să pot să dau o soluție bună, trebuie să pun problema corect. Ori, în momentul de față, nu știm, în legătură cu regimul juridic, există incertitudini. Ce teren este al cui și cine trebuie să administreze ce spațiu în oraș. Pe de altă parte, apropo de cunoașterea nevoilor, nu există mecanisme prin care atât sectorul de afaceri, cât și organizațiile non-guvernamentale să poată să vină către administrația publică cu propuneri. Dacă nu există mecanisme de să cunoaștem ce au oamenii de spus, atunci vom avea de cele mai multe ori reacții de respingere la proiectele primăriei. Cum ar trebui îmbunătățită relația dintre colaboratori pentru o dezvoltare durabilă? Ia timp. Deci pentru a vedea interesele fiecărui grup în legătură cu spațiu, trebuie să dăm timp acestui proces și să existe un cadru în care diversele categorii să se întâlnească și să vadă că până la final, chiar dacă nu câștigă cineva extraordinar de mult, dar toți au câte ceva de câștigat dacă dezvoltările respective sunt pe suprapunerea asta de interese în spațiul orașului. Care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește dezvoltarea proiectelor rezidențiale? Cred că pentru o perioadă destul de importantă, dat fiind că nu există protecția consumatorului în zona asta, oamenii au fost de multe ori păcăliți. Pentru că plecau din apartamente de bloc care arătau toate la fel, li se propuneau lotizări în care și casele arătau la fel, dar prin efecte de marketing și de pedalând pe niște aspirații pe care oamenii le aveau uitându-se la televizor despre verdele de lângă fereastră și așa mai departe. Foarte mulți oameni au făcut împrumuturi și s-au mutat din acele apartamente, dar nu neapărat către mai bine. Cred că dacă oamenii, cumpărătorii, ar avea un sistem de evaluare cu niște indicatori, atunci și performanțele dezvoltatorilor ar fi mai sus, pentru că cumpărătorul n-ar mai lua chiar orice și atunci ar fi nevoiți cei care propun proiecte de dezvoltări imobiliare rezidențiale să urmeze niște criterii, niște principii de calitate. Mulțumesc! Plăcere!